Găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Bineînțeles că Dragoș mi-a pregătit și de această dată un nou subiect cel puțin interesant și asta vă spun pentru că de fiecare dată face același lucru în fiecare vineri, vine cu subiecte interesante pentru noi ca să intrăm mai bine în fiecare weekend ce ne așteaptă și eu zic să aflăm mai multe de la el. Bine ai revenit, Dragoș, ce mi-ai pregătit de data asta? Andreea, astăzi vin cu o premieră. Bine, cred că așa spun mereu, sincer să fiu. Păi e bine că te reinventezi, uite, de fiecare dată vorbim despre altceva, ceea ce este super bine. Da, să spunem că da. Încă nu vreau să-ți spun foarte multe detalii despre ceea ce urmează să vedem, însă, într-adevăr, avem așa un titlu foarte frumos, mai exact, Ziua cea mare. Asta îmi sună nuntă. Dar de ce a fost așa cu dezamăgire? Nu, ți se pare. Cred că trebuia să caut de fapt o poză și cu tine, Mireasă, că dacă tot că avem niște situații frumoase, trebuia să te adaug în rubrica de astăzi. Ei bine, da, ai spus bine, vorbim despre nunți, în special despre mirese, despre felul în care arată ele ca pachet total, știi? Adică nu să ne limităm doar la imaginea feței, la partea asta legată de față. Și rochii, pantofiori, da, o luăm așa tot. Cu totul. Cât putem să observăm în imagini, știi? Și o să depășesc un pic aria mea astăzi și pe tine o să te rog să fii super cărcotaș, așa cum te mai știu eu, în edițiile alea bune ale noastre. Pentru nu, că... eu sunt doar sinceră, Dragoș, bine, nu știu ce vrei să spui. E ok, accept și sinceritatea astăzi, pentru că vreau să știu părerea ta sinceră despre ceea ce vom vedea până la urmă. Păi hai să începem. Haide. Pozele, zic, da, deja bine. Am emoții. Începem, am uitat să spun ceva. Avem poze mai noi și mai vechi, adică avem așa lese pe mai multe perioade. Asta este una dintre cele avem mai vechi. Avem și mirese de mai, adică o mireasă de mai multe ori, că știi că sunt unele care s-au măritat de 3-4. Avem, dar nu așa, avem o mireasă la aceeași nuntă cu mai multe rochii. Ah, fain. Da, merge și adică așa. Asta a fost și cazul meu. Da, ai avut două rochii? Da. Wow, n-am știut. Hai că mai facem mult treaba acum. Asta cu miresele. O avem pe Andreea Mantea. Aici este la finala show-ului în care și-a căutat jumătatea acum mulți ani deja, cred că sunt vreo 7 ani lejer. Așa s-a prezentat ea în finală, asta a fost ținuta ei de atunci, care da, încerca să fie una ca de mireasă, să se apropie cât mai mult. Și sincer să fiu, la vremurile alea mi se părea așa foarte mișto, adică era... Vezi, sunt câteva pietre, câteva accesorii aplicate pe partea de sus. Rochia este destul de lejeră și vaporoasă, după părerea mea. Părul este prins destul de neglijent, nu văd ceva fix. Vezi, bine, bătea și vântul mai mult ca sigur. Vrei să zic cu cine seamănă? De la distanță? Nu știu, că sunt foarte Michael curios. Michael Jackson. Hai mă, de ce? Michael nu avea așa aici bine. Nu, n-ai înțeles. Da. Zona capului și freza, deci le adică. Da, este un Michael de care mie îmi place atunci. Mi se pare că a fost chiar foarte bine pentru perioada aia și îmi place că, deși este bronzată excesiv și nu sunt neapărat de acord cu treaba asta, are un machiaj destul de simplu, adică a mers pe o nuanță super deschisă, genelei veșnice de care oricum nu o să scape, dar chiar și așa nu mă deranjează. Mi se pare că este o mireasă reușită pentru vremea aia, dar nu pentru perioada de acum. Avem câteva exemple actuale, însă o lăudăm sau o laud eu pentru etapa de atunci. Mi se pare să mă înțelegi greșit și mie îmi place rochița și îmi place așa cu totul așa ce se vede în poza asta. E foarte drăguț, mai ales că vorbim de foarte mulți ani în urmă. Eu am făcut o glumiță referitoare doar la zona capului, așa cu păruțul. Pe bune, chiar seamănă foarte tare cu Michael Jackson. Ce vrei? Ți-am zis că sunt urmași. Sinceră. Dar e drăguță, adică ca și mireasă pe vremea aceea. Mie mi se pare foarte ok. Da, să știi că dacă mie mi-ai fi spus treaba asta că seamăn cu Michael Jackson, eu o luam ca pe un compliment. Că până la urmă seamăn cu cineva. Da, și asta e adevărat. Adică era o asemănare ca lumea. Și ne amintim că îi cădea nasul la un moment, dar nu știu ce să zic. Lasă, că Andreea nu e operată, din câte știu eu, la partea aia feței. Nu cred că are ceva, vreo intervenție. Nu știu ce să zic. Așa că poate liniștită. Chiar nu știu. Să sperăm că da. Hai să vedem pe cine, ce mireasă mai avem. Chiar sunt curioasă ce mirese mi-a adus astăzi. O avem pe Bianca aici. Aici chiar era ea mireasă sau doar nu, poza? Nu, era prezentat de fapt o ținută pe care mă gândesc că a făcut-o ea.
Cred că o să vedem doar partea asta imaginii. E bine, o să postez probabil eu imaginile ca să le vadă toată lumea în variantă full pe Instagram-ul meu. Pentru că avea o rochiță destul de slim. Poate ne ajută totuși colegii, colegul de chiar dacă și poate nu. Se poate vedea toată, dacă se poate, dacă nu. Era super slim. Bine, ea are și corpul de așa natură încât să îi se potrivească genul ăsta de rochițe. Cu o despicătură destul de interesantă, chiar sub bazin foarte, la o distanță foarte mică, cât să fie acoperit totul, dar în același timp să fie foarte sexy, dacă aș putea spune până la urmă, pentru că era despre asta de e vorba. Era un fel de 3 sferturi, așa, nu? Nu, era lungă rochia. A, lungă, lungă? Lungă, da, dar era pe stilul ăla super slim, așa, pe corpul ei. Se vedea foarte bine și voiam să dau un exemplu de așa, da, al ținutei. Un fel de sirenă, nu? Oarecum, da. Să știi că da, se aseamănă cu modelul ăsta de sirenă. Îmi place foarte tare că Bianca face niște rochii destul de interesante. Lumea o caută și chiar am observat că are comenzi și merge destul de bine. Tocmai pentru că, uite, până la urmă știi, n-aș fi zis niciodată că ea o să ajungă o persoană care să facă ținute, să facă haine. E bine, face și să știi că îmi place așa ce face Bianca. Însă, deși îmi place foarte tare ținuta, evident, și corpul ei, chiar și părul îmi place foarte mult și admir la o mireasă genul ăsta de coafură super lejeră, fără prea mari bătăi de cap, fără 1000 de agrafe prinse. Și eu la fel. Nu sunt neapărat adeptul unui machiaj extrem, extrem de puternic. O să mai avem un exemplu puțin mai încolo. Mie îmi place machiajul foarte tare. Îmi place negru, folosesc negru, știi foarte bine asta. Știu. E bine, la mirese, cred că nu mai e bine, știi, să folosim atât de mult negru. Cred că limita maximă pe care aș putea să o admit ar fi o linie de eyeliner, probabil, sau și genele false, că aia e, toată lumea vrea asta. Însă cam atât negru, în rest aș merge pe culori super neapărat pastelate. Cred că marourile astea sunt cele mai potrivite și nuanțele astea ușor roze, poate puțin spre violet, știi, cred că ar merge. Și eu am un look de mireasă fiecare zi, să înțeleg, din punctul tău nu de chiar, vedere. Nu chiar, ești mult prea natural, Andreea, adică tu ești la extrema cealaltă. Da? Nici măcar mireasă? Vai. Nu. În schimb, Bianca are o imagine frumoasă și îmi plac accesoriile, adică cercei, pentru că vorbim doar despre asta. Îmi place că nu s-a încărcat, mi se pare că are limită, deși ea era un om al extremelor și punea cât mai multe lucruri. Ei bine, îmi place Bianca aici. Mi se pare, și mie îmi place. În afară poza de machiaj, e superbă ca o mireasă. Da. Chiar mi-ar plăcea să văd așa mirese. Să tot vezi așa mirese, nu? Cu un machiaj mai soft. Și să le vedem și rochițele. Da, o să vedem, că avem imagini și cu rochițele. Bun, hai să vedem o altă mireasă. Ne-am lămurit cu Bianca. Ea a fost mireasă cu adevărat. Da, eu chiar mă întrebam dacă e din, adică mireasă ea, de atunci, știi? De la momentul ăla? Da, de când s-a măritat ea cu Vlad, nu? Sau cu cine? Nu, cu Victor. Cu Victor, așa, cu Slav, vreau să zic, dar mi-a ieșit Vlad, l-am botezat. Nu contează, era pe aproape oricum. Nu am vrut să aleg o imagine de acolo pentru că mi s-a părut mult mai bună asta și am vrut să dau într-un exemplu pozitiv pe ea pentru că avem și exemple negative. Ei bine, Andreea, cu Andreea Bălan avem două imagini astăzi, cea pe care o vedem acum și mai avem încă una. În imaginea de acum o să discutăm doar strict ceea ce ține de machiaj. Și vreau să spun că ea, până la urmă, cred că a înțeles ceea ce am spus mai devreme. A folosit maximul de negru pe care îl admitem noi astăzi. Se vede natural, se vede puțin. Așa cum spunea Diana Matei, și-a dat puțină sănătate în obraj, cu un blush. Îmi place culoarea buzelor, mi se pare foarte naturală. Nu mi se pare nimic extravagant, în sensul că toată lumea optează către rujurile astea mate. E o prostie, după părerea mea. Până la urmă, na, alegerea a fiecăruia și na, nu pot să fac nimic. Însă este urât atunci când nu avem buzele pregătite, pentru că se crapă, să apar diverse probleme. Și e urât să vezi niște poze în care buzele nu sunt tocmai ce trebuie. Ei bine, la Andreea este totul așa cum ar trebui să fie. Îmi place foarte tare de ea. Îmi place că nu a exagerat, deși la ea mă așteptam să exagereze. Are o imagine clean și Andreea este o mireasă ideală, după părerea mea. Da, și mie îmi place foarte tare. Pare foarte natural. Îmi place și părul, tot așa pe genul ăsta de bucle lejere. E puțin mai fix ca al Biancăi. Dar accept și varianta asta, că îmi place mult, adică merge, e zona pe acolo. Da, e fain, e drăguț. Și cred că o să mai avem o imagine cu Andreea, e posibil, vom vedea acum. Hai să vedem dacă mai avem și o altă imagine tot cu ea sau cu o altă mireasă. Oricum avem miresici, știi că avem câteva care
de fapt una, care a scăpat de linia asta de alb până la urmă, ca și e mai corect spus că albul nu e o culoare, și a ales o altă nuanță pentru rochie, dar vom vedea la momentul potrivit. Ei bine, nu sunt mare fan al rochilor de tip prințesă. Mi se pare că acum nu știu câți ani, sau la Casa Regală, sau acolo e altceva, știi, e un altfel de farmec până la urmă al acestor ținute. Ei bine, Andreea a reușit cumva să poarte o rochie de acest gen care să-mi placă. Mi se pare vaporoasă. Știi că mai au, rochile astea îți dau senzație de tot așa, de ceva fix ca o alea pe dedesubt, cum le spune, cercul de alea. Da, da, așa este. Știi? Nu mai știu exact. Îmi scapă de numirea și mie, dar... Și chestia asta le oferă, adică dacă se dă puțin în față, toată rochia se zice fix rotund în față sau pe spate, pentru că e forma aia. Exact. În schimb, la genul ăsta de ținută, care într-adevăr costă mult mai mult pentru că e vorba de mult mai mult material, cred că aici vorbim despre o prințesă pe bune, pentru că are o rochie superbă. Andreea a fost una dintre, pe părerea mea, una dintre cele mai frumoase mirese pe care le-am avut noi în ultima perioadă. Și chiar dacă a dat greș, după părerea mea, cu una dintre ținute, că i-a mai avut încă o rochie, cred că și-a spălat toate păcatele cu asta. Și chiar dacă a fost criticată, cred că este exact stilul ei. Ea, această imagine ne-o arată tuturor de prințesă. Ea, până la urmă, se complace în situația asta și noi ne-am obișnuit cu ea. Eu așa cred că așa îi place, nu se complace, pentru că în momentul în care îți alegi o rochie, este ceea ce îți dorești tu, adică... Normal, așa nu este. Nu cred că ai putea să îmbraci un model care nu te reprezintă sau ție nu-ți place, nu cred că a forțat-o nimeni. Nu, nu, nu. Știi? Asta zic, dar știi cum e, și vremurile depinde, pentru că, uite, tu mi-ai arătat-o la început pe Andreea Mantea, care, adică vorbeam despre o imagine de acum foarte mult timp, da. Iar ceea ce îți plăcea atunci, acum probabil n-ai mai purta. Și pe mine, dacă mă întrebi acum 8 ani... cu siguranță ți-aș spune că nu aș mai îmbrăca cel puțin una din acele rochii. Pentru că gusturile în timp se mai modifică și ele. Și știi cum e? Nu cred că există vreo femeie, dacă mă întreb pe mine, pe care să o îndrept să-i spui și să-ți spună că nu, ea nu vrea să fie prințesă de ziua ei, auzi? De ziua cea mare la nuntă. Adică majoritatea își doresc o astfel de rochie, știi? O prințesă. După care... opțional, care cum, după cum este bugetul, să-și iau o altă rochie în care să se simtă confortabilă sau să poată să danseze sau să facă ce mai vrea să facă. Dar în prima fază, cam toată lumea merge pe rochii... Uite, de exemplu, și Bianca, crezi că rochiei sirena era foarte confortabilă? Eu îți pot garanta 90% că nu. Adică cred că mergea extrem de dificil. Mai mult ca sigur, mai ales că are picioarele foarte lungi și nu era foarte ușor. Însă, chiar și așa, era frumoasă ținută. Adică, corect, știi, te mai gândești un pic și la cum arată, dar da, așa e. Dar trebuie să... Cel mai important lucru, dacă mă întreb pe mine, având deja o experiență în sensul ăsta, este să fii confortabilă, să te poți mișca, să te simți tu bine cu tine, mai ales că ai atâtea ore de stat, trebuie să stai după invitați. Adică e acolo întreagă și dacă tu nu te simți bine în pielea ta, atunci nu mai contează nici rochia, nu contează cât ai dat, nici materialul, nici nimic. Important este să te simți bine. De asta există și probe care se fac înainte, deci... Asta înseamnă că trebuie să avem o ținută foarte ușor de purtat și comodă. Pentru că avem de purtat rochia, aveți de fapt 24 de ore aproape, nu? Păi, depinde ce faci 12, sau sigur, cât de oricum. Complicată este nunta sau... Că, știi cum e, mai ales având pandemia, mulți și-au cam împărțit acum în ultimul timp evenimentele. Nu mai poți să-ți faci și nuntă și botez și acte și toate cele. Adică mai fugă, mai în asta, hai facem actele azi, hai facem nunta nu știu când, petrecerea peste 3 ani și tot așa. Adică lucrurile sunt mai dificile în perioada asta, da, pentru cele care își fac o nuntă, nu știu, mai complicată, mai cum de toate, cu toate evenimentele astea și stau, cum ai spus tu, aproape 24 de ore, eu nu aș putea să recomand o astfel de rochie niciodată. Asta, Andrei, cred că e comodă, să știi, în schimb. Cred. Singura parte mai nașpa, cred că e puțin grea. Îmi place partea de sigur sus. Sigur este grea, da, și care lungă material, și da. Te vei împiedica în ea. Cu siguranță. Nicio șansă, nu hai să mergi cum nu, trebuie cu o astfel de asta rochie. Normal. Mai ales să dansezi, să faci o horă sau ceva. Nicio șansă. Te calcă toată lumea. Îți spun sigur. Cred. Asta chiar cred. Crede-mă pe cuvânt. Dar
De altfel, în poze și în ceea ce vedem, arată minunat. Adică nu pot... Păi da, cred că arată minunat. Nu mi-a displăcut nicio mireasă până acum. Stai, înțelegi? Așteaptă că avem. Cred că e frumos, e frumoasă ținuta la prima parte a anunții. Hai să dăm așa, partea de zi, unde pur și simplu merge sau stă în biserică până la urmă, sau la starea civilă, dacă le face pe ambele și poartă rochie de mireasă, tot așa. Acolo nu e mare chestie nașpa, nu se pot întâmpla accidente. Însă, da, pentru perioada asta, după părerea mea, genul ăsta de machiaj pe care îl poartă Andreea, pe care l-a purtat, și genul ăsta de rochie se potrivesc perfect. Însă, da, grijă, la mare grijă seara, la petrecere. Schimbă rochie, Andreea. Bun, hai să vedem pe cine mai avem. O avem pe Andreea Bănică. Ei bine... Aici vrei să ajungi? Da. Îmi pare rău, dar... Am presimțit. Nu știu, tu ai apucat, ți-am arătat pozele înainte? Tu le-ai văzut? Mai ții minte ceva din ele? Nu mai știu dacă ți-am arătat. Cred că nu. Nu, sincer să fiu, nu. Nu le mai știu. Rău. N-ai văzut că te-am întrebat și la Bianca dacă era scurtă sau... Da. O să-ți arăt pozele înainte pentru că vreau să-ți pun ceva. Un lucru care nu se vede acum. Andreea Bănică, când a ales să fie mireasă, a purtat o ținută care, după părerea mea, nu era potrivită nici pentru perioada aia, nici pentru perioada asta. În condițiile în care ea este o persoană publică, este cunoscută, lumea a fost atentă asupra ei, la absolut tot. Avea o rochie foarte scurtă, cred că deasupra genunchilor oricum, cu o pălărie în cap, pălăria se vede acum. Rochia era una mai așa, mai neobișnuită, dacă aș putea spune, ceva o reinterpretare probabil. Ei bine... Și era și mai... Nu, era pe corp, din câte mi-am dreaptă, aminte. Da. Nu și era puțin până... așa? Sau poate foarte puțin. Posibil foarte puțin să fie așa cum spui tu. Nu, da, mai că parcă mi-am amintesc că eu mi-am amintesc de imagini de la nunta și asta. A fost ea încărcată, și a fost... nu era fel de... Nu era ce trebuie. Ceva dubios. Nu era ce trebuie pentru că atunci când îți dorești prea mult, riști să cazi într-o extremă mai puțin bună sau... Na. Și cred că și-a dorit prea mult să iasă totul perfect, din păcate, și n-a fost bine. Ei bine, cred că ea a fost încorsetată la propriu și se vedea că este încorsetată și că nu se poate mișca lejer. Cel puțin asta este părerea mea până la urmă. Cred că și la nivelul capului a exagerat puțin cam mult, deși într-adevăr este o nuntă care s-a petrecut acum mai mulți ani. Cred că este totuși un pic cam prea mult și acea pălărie... Cred eu că o mireasă trebuie să fie super afinată, super... nu știu, nu găsesc chiar un cuvânt acum potrivit, ceva să fie foarte, ajută-mă, Andreea, simplu, delicat, frumos, delicată, finuț. Da, simplă, exact, simplă, pentru că simplitatea este cea mai elegantă chestie. Cred că s-a complicat și n-a făcut bine. Da, și nu recomand. Sunt total de acord, dar cum îți spuneam, trebuie să ne gândim că așa a vrut să fie, adică nu i-a pus nimeni pistolul la tâmplă. Așa a vrut ea să arate la nunta ei, sunt convinsă că a făcut probe, a aprobat toată treaba asta. Nu știu ce să spun, aș purta în viața mea așa ceva. Nu, și cu atât mai puțin treaba aia în păr. Da, asta mă deranjează foarte tare și pe mine. Cred că ținuta asta, într-adevăr, nu a obligat-o nimeni să o poarte, dar cred că i-a fost cumva recomandată sau a avut niște inspirații. Sau, până la urmă, a fost făcută de un designer care poate vedea lucrurile puțin altfel decât le vedem noi. Însă, pentru 2021 sau 2022, no. No way. Nu. Da? Hai să vedem. Ce mireasă mai avem? Una foarte frumoasă. Ia uite-o. Pe Raluca, la care din nou nu o să pot să-ți arăt toată situația, ce se întâmplă în partea de jos, însă pot să-ți spun că da, vorbim despre o trenă mare, lungă, bogată. Că îmi place ei. Normal. Rochia ei părea ca un fel de kimono, puțin mai lung și mai aerisit. Dar este mireasa aici? Da, Andreea. Ok. Este o mireasă atipică. Îmi place foarte, foarte tare la ea faptul că fiind o zi mare sau ziua cea mare până la urmă, bine, cred că la ea a fost a doua zi cea mare, că s-a mai măritat odată parcă, nu? Eu așa mi-amintesc. Nu știu. A ales să fie diferită puțin, să aducă ceva, ceea ce nu are în fiecare zi. Și aici mă refer la faptul că nu are perucă. Este părul ei natural. Știi că Raluca nu prea apare fără peruci pe undeva. Uite, nici am observat asta, chiar că... Ei bine, ne-a surprins. Raluca are păr, se pare că are. Și nu mai există un mister legat de acest lucru.
Îmi place că a ales să fie ea și aici. Îmi place că rochea o reprezintă. Dacă aș fi văzut o bucățică de material și mi-ai fi spus că e o roche de mireasă, ți-aș fi zis clar Luca Budelescu, fără discuții. Pentru că este evident că este fix stilul ei. Îmi place că are buzele roșii, deși nu sunt de acord și cred că nu se potrivesc, însă pe ea funcționează, pentru că este ea. Da, asta zic, e cumva amprenta ei cu totul. Da, dar sprâncenele alea puțin cam prea ridicate. Totuși, pentru mireasă, eu aș zice nu. Este mult pentru o mireasă. Dacă ei, pune... nu este o mireasă, e ca și la un party la loft. Este o mireasă reinterpretată, Andreea. La loft cu rochea cu trenă, cred nici că măcar, nu fapt, mai ești da, cu ea întreagă de acolo. Ei bine, îmi place doar pentru simplul fapt că și-a păstrat și-a păstrat lucrurile care o definesc. Da, și le-a și pus este în rochie. Mm-hmm. Și până la urmă nu spune nimeni că nu-i stă bine, îmi place foarte tare ce văd, îmi place look-ul, dar nu. Uite, a mireasă. Putem să spunem așa, a fost odată mireasă și acum a doua oară n-a mai vrut să fie mireasă și a vrut să fie ea. Și a fost o mireasă a doua oară. Da, știi cum e, cine știe cum îți dă a doua oară? Știi, poate nu mai ești pe același vibe. Abia aștept să te văd și pe tine. Ferească, Dumnezeu. Dar ce e cu mine? Nu mi-e bine așa oare? Hai să vedem ce mireasă mai avem, că al meu Dragoș a început să gândească pe eronat. Da. Mă sperie. O avem pe Adela. Uite ce drăgălaș. Data viitoare să fac așa. Pentru că e cel mai bine. O să păstrez cumva o variantă de landscape a imaginilor sau să caut așa ca să poți să vezi absolut tot, pentru că acum erau pe stilul portret și datorită faptului că a trebuit să fie decupate cumva, nu se mai văd în întregime. Ei bine, Adela era un exemplu pozitiv de naturalețe. După cum o vezi, are un păr super natural. Cred că e doar îndreptat și atât. Are un machiaj extrem de natural. Este ea. Nu este ascunsă, nu are pe față, mm-hmm, era zic un cuvânt urât, nu are o mască pe față, mască făcută de machiaj. Nu știu ce se poate, ce poate fi mai natural de atât. Și până la urmă mai frumos de atât la o imagine da, a unei mirese. Sunt foarte drăguți și imaginea vorbește de la sine, da, sunt ei și atât. Da. E, uite, asta, așa da. Îți place? Da. Și mie îmi place. Parcă nici mai e ce să mai spui. Da, știi? Da, decât da. Da și e minunat și gata, aici se încheie, că nu ai ce să mai spui. Nu se încheie, că mai avem o imagine cu Adela. Hai să mai vedem atunci. Da, o avem de dor mireasă pe Adela. Da, în două ținute diferite. Nu știu, okay, asta e problema. Cea de mai devreme era o ținută pe corp, dar nu foarte strâmtă. Era puțin mai lejeră și avea un fel de dantelă cu un print foarte frumos. Cred eu, parcă așa. Ei bine, aici avem o ținută puțin mai vaporoasă. Cred că asta e nunta oficială și cealaltă era actele scoprimoară, nu? Actele și apoi cununia religioasă sau cum e? Cred că așa? E da, posibil. Au trecut mulți ani, nu mă amintesc exact, dar logic așa ar fi. Atunci este vorba de aceste două împărțiri până ipostaze, la urmă. Ipostaze, da, da, da. Aici o vedem în cea mai importantă, cred că e vorba de cununia religioasă. Vedem un buchet de flori. Adela, felicitări pentru că ai ales un buchet care nu este alb. Bravo, îmi place, este mai mult decât perfect. Îmi place că nu are voal pe cap și are o coroniță cu flori. Mi se pare cel mai frumos și rafinat lucru la o mireasă, sincer, să văd chestia asta. Însă, nu se potrivește ca în mijlocul orașului, plin de oameni, de clanxoane și așa, să ai pe cap o coroniță da, cu flori. Da, contează foarte tare și locul dar, unde, uite, la, adică uite în peisajul aici acesta se potrivește minunat. Este trebuie ideal să te adaptezi așa cumva da, în funcție de... tot biserică, unde este amplasată, unde se va desfășura petrecerea, e un cumul așa, știi, de lucruri așa care e, trebuie foarte bine gândite. Iar de multe ori, sau cel puțin la vedetele noastre, dacă ne referim la ele, cred că de multe ori sunt ajutate de designer, de cei care organizează astfel de evenimente. Nici de cum nu cred că a stat Adela să se gândească să la coloarea Adela buchetului stat și florilor buchet din cap. La buchet nu știu și nici la flori nu știu, mă asta refer la culori sau la alegerea, până la urmă, florilor propriu zise, însă știu că Adela s-a implicat foarte mult la treaba asta. Ce mirea să se implică și știu că ziua ales, ei. A fost alegerea ei să facă nunta aici, a avut un fel de hambar pe care l-a amenajat undeva. Asta spun, dar înțeleg, a fost ajutată astea, știi, puțin. Cumva sunt prezentate de cineva, da, îi normal, spune, îi recomandă, idei. Uite, nu ar merge așa, poți să oricum faci așa, adică nu cred că e lăsată chiar așa. Nu, mai ales că vorbim despre o persoană publică până asta la urmă. Spun, sunt organizate foarte atent și minuțios. Da. Bine, mai dau și greș, am văzut în niște situații, dar...
aici mi se pare minunat, adică da. Fie că vorbim de cununie religioasă, fie că vorbim de acte, fie că vorbim de, abar n-am, 30 de ani de la căsătorie, orice ar fi, dar arată super bine. Îmi place doar, îți spun foarte repede, faptul că nunta este o chestie discretă și vorbim despre un eveniment discret. Așa că, Adela, bravo și atât despre tine. Hai să vedem dacă mai avem pe cineva. Foarte repede, Cristina Șișcanu, i-am pronunțat numele greșit, a avut o ținută dezastruoasă, îmi pare rău că nu se vedea și vreau să o vedeți, însă o să fac cumva ca data viitoare să vă arăt pozele. Dezastru tot ce ține de ținută, dezastru machiaj, dezastru vola, buchetul e simpatic, dar rochia praf. Nu. Așa nu. Bine că a fost la final, că ai rezolvat repede cazul. Îți mulțumesc, Dragoș, de-abia aștept să văd cu ce idei noi. Mă surprinzi săptămâna viitoare. Mi-a plăcut asta cu mirezele. Mi-ai adus aminte de vremurile alea. Mai facem. Vă mulțumesc și vouă, dragii noștri. Cred că v-ați delectat așa puțin cu miresicile. Un weekend minunat aveți și noi ne vedem și de săptămâna viitoare cu noi ediții. We'll be right back.